Complexul energetic Oltenia ar putea intra în insolvență în luna aprilie anului 2016. Afirmația îi aparține jurnalistului Claudiu Matei, care susține că are informații în acest sens din surse demne de încredere. Nu este pentru prima dată când se vorbește despre o astfel de variantă la CEO, însă până în momentul de față informația nu s-a materializat. Claudiu Matei a vorbit despre posibilitatea ca CEO să intre în insolvență în luna aprilie. Din informațiile pe care le am și din din interiorul CEO, hai să o las așa, ci că în luna aprilie CEO va intra în insolvență. Adică pe 31 martie se depun oficial documentele financiare pe 2015 și începând cu luna aprilie CEO va intra în insolvență. Chipurile din cauza pierderilor înregistrate în ultimii 2 ani. Se pare că gaura care va produce insolvența complexului energetic Oltenia vine de la afacerea CET Govora. Președintele Federației Naționale Mine Energie, Dumitru Pârvulescu, nu crede într-o astfel de variantă. Deci, cred că e prematur acest anunț. Eu zic să așteptăm data de 15, data la care actualul președinte al directoratului CEO a zis că o să prezinte datele cu aproximație destul de mare pe 2015 și atunci vom vedea realitatea. La complexul energetic Oltenia își desfășoară activitatea peste 15.000 de angajați.